se descurcă așa cum pot. Mai bine de 12 ore oamenii din regiunea Bălțului Nou au rămas fără apă. Motivul ar fi că la una din sondele care alimentează cu apă populația s-a defectat o pompă. Reprezentanții regiei Apă Canal Bălți dau asigurări că problema va fi remediată cât de curând posibil. De seară, de la ora 5, problema așa e mai... Da. Și cum vă descurcați dumneavoastră? De că avem fântână. La fântână. Ne descurcăm bine. Avem apă acolo. Trebuie, cum nu trebuie, fără apă nu facem nimic. Blidele de spălat, mâncare de făcut, tot e apă. Tot numai apă să loc. La seară am văzut că nu-i toată noapte. Îți spun că un năsos o ars, nu știu. Da. Avem fântână în ogradă. Mă luăm de acolo, mergem. Dai bună apa în fântână, da? Ei, ne folosim și să facem dacă noi cred că s-o facă de grabă. Eu am văzut că la robinet a început să curgă apa mai încet și am făcut câteva rezerve. Uh-huh. Dar pentru astăzi, sigur, nu avem. Uh-huh. Pe aseară am avut, dar pentru astăzi nu avem rezerve. Говорят, что делают профилактику на двигателе. Mm-hmm. На двигателе там на. Ну, у нас не городская, а просто скважина здесь у нас. И там насосы стоят. И они, видать, делают профилактику. Надо тоже не сделать профилактику. Они вообще накроются, правильно? Но они бы предупредили хотя бы, но не сказали ничего. Ну, ничего страшного. Сказали, что к вечеру будет. Не знаю, точно или нет. Репрезентанții регии Apă Canal Bălți spun că problema s-a agravat în ultima vreme, din cauza că în regiune s-au construit mai multe locuințe, iar debitul de apă nu ajunge pentru toate. La Bălțul Nou se alimentează din sonde. La una din sonde pompa a fost defectată, iar după masă nu s-a reușit pentru că acolo este o procedură. Azi de dimineață de la orele 8 s-au efectuat lucrările, au fost instalată pompă nouă. În timp apropiat va fi reconectată apa. Dar acolo este o problemă pentru că când a fost conectat Bălțul Nou, nu era numărul de casă atât de mare cum este acum, și debitul de apă nu se ajunge. Prețul pentru un metru cub de apă în orașul Bălți este de 11 lei și 23 de bani.